Paradis. Paradisul iubitorilor de plajă cu nisip fin, valuri, soare și cer albastru. În episodul de astăzi facem un tur al celor mai frumoase plaje din sud-vestul Australiei, bineînțeles, după gustul nostru. Mergem către plaja Wharton, una dintre comorile ascunse ale zonei Esperance. Poate nu chiar atât de ascunsă, dar mult mai puțin turistică decât cele din Parcul Național Le Grand. Wow! Cum poate să arate? Nisipul alb imaculat și apa turcoaz. Ce poți să vrei mai mult de atât? Și chiar este foarte puțină lume. Plajele din zona Esperance sunt așa, cu nisip alb și ape turcoaz, una mai frumoasă ca alta. Cum poate să fie nisipul ăsta? Pe majoritatea plajelor din Australia, pe majoritatea plajelor sălbatice din Australia, se poate merge cu mașina. Și se și văd niște urme de cauciucuri și sunt mașini stânga-dreapta. Bine, cu mașina 4x4. Dar plajele sunt atât de late și de întinse încât nu te deranjează. Ce culoare! Wow! Cât este de clară! La băiță cu noi! Oh, te-i rece! Super! Acest scârțâit al nisipului se datorează faptului că este compus aproape în întregime din cuarț alb. Așa ceva ar trebui interzis. După ce te plimbi pe plaja asta, nu o să-ți mai placă nicio plajă. Nici măcar cea de la Mamaia renovată de curând. Granulele de cuarț au o suprafață sferică lustruită, iar în momentul în care sunt comprimate, scot acest zgomot. Hopa, surpriză! Și cangurii iubesc astfel de plajă la fel de mult ca noi.
Următoarea oprire, o plajă faimoasă nu neapărat pentru frumusețea ei, ci mai degrabă pentru vizitatorii săi. La Hamelin Bay, un loc unde pisicile de mare vin foarte aproape de țărm. Ca și în cazul experienței cu cangurii, este un privilegiu ca un animal sălbatic să nu te consideră un pericol și să te lase să te apropii atât de mult de el. Pisicile de mare sunt sălbatice, dar s-au învățat să vină lunile de vară aproape de mal pentru a primi mâncare din partea pescarilor. Sunt și foarte curioase, de aceea se apropie așa mult de oameni. Stai! Mulțumit? Foarte mulțumit! Două mâțe de ocean, am vrut să zic, numai că eram prea fericit și nu mi-a ieșit. Australia continuă să ne uimească în fiecare zi. Yes!
este incredibilă. Nu ne mai săturăm de ea. Emigrăm? Am vrea noi. Vrem și noi așa un monstru. Dar până una alta, Pajero s-a dovedit perfect pentru Australia. După atâta frumusețe se cere o scurtă pauză de prânz. Unde, dacă nu tot pe o plajă sălbatică? Cât timp eu pregătesc mâncarea, Ionuț ridică încă o dată drona pentru a admira frumusețea acestor locuri. Vrem să folosim un duș gratuit, identificat cu ajutorul aplicației Wikicamps. Să vedem despre ce e vorba. Wow, apă caldă, lux! Excelent! Ce bine! În țările în care sunt oferite astfel de facilități gratuite, noi încercăm să le folosim. Wow! Peștișor. Și salată. Și salată. Yummy! Ne încheiem ziua cu imaginile pomului de Crăciun, emblematic pentru sud-vestul Australiei și denumit așa pentru că înflorește în apropierea Crăciunului.
Florile sale sunt spectaculoase, de culoare portocaliu aprins. Acest pom face parte din familia vâscului, fiind o plantă parazită. Spre deosebire însă de vâsc, unde planta se atașează de o ramură, pomul de Crăciun crește precum un copac, atașându-se sub pământ de rădăcinile altor plante. Nu am ajuns în Danemarca, suntem doar în orășelul Denmark. Este destul de obișnuit ca orașele australiene să fie denumite după locuri europene, în special din cauza imigrației. Și din nou în drum către plajă. La Băiță! Green's Pool este una dintre cele mai aglomerate plaje pe care am fost noi în Australia. Asta și pentru că apa este limpede precum cristalul și este liniștită. Este o piscină naturală aici pentru că zona este împrejmuită de stânci de granit ce opresc valurile oceanului. O adevărată plăcere să te împăiezi aici. La 20 de grade, cât are apa. Înot ca un pește prăjit, uite, ți-am adus un cadou. Wow, dar e viu. E viu. Dacă îl super, iese de acolo. Wow, se simte, este foarte greu. Da. Dar ce frumos e. Erau doi, era și unul mai mic. Și vezi că are scoici pe el. Scoici mai mic și mai mari. Thank you. Mă duc să-l pun în apă, da? Da. Thank you.
suntem la farul Cape Lewin, cel mai înalt far de pe continentul australian și care încă funcționează. Construit în anul 1895, farul avea nevoie pentru funcționare de 3 angajați concomitent, asta până în anul 1992, când a fost automatizat. Când ești lângă el, îți dai seama cât este de înalt, la cei 56 de metri ai săi. Până la polul sud, 5435 de kilometri. Mergem? Aici se întâlnesc Oceanul de Sud cu Oceanul Indian. În sud avem Antarctica și în vest Africa. O ultimă oprire în această zonă este la The Gap sau Hăul. Punctul de belvedere se ridică la 40 de metri deasupra valurilor. Înălțimea și furia oceanului îți taie răsuflarea și îți înmoaie genunchii. Fricoșător! Mulțumim că ne urmăriți! Nu uitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la canalul nostru. Pe curând!